O familie din localitatea Pietrăria, comuna Bârnova, a trecut prin clipe de coșmar. Casa lor a fost cuprinsă de plăcări, iar ei au scăpat în ultimul moment, evitând o tragedie. Incidentul a fost raportat la numărul de urgență 112, iar pompierii sosiți la fața locului s-au luptat cu flăcările mai bine de patru ore. Două autospeciale de intervenție și stingere din cadrul detașamentului 2 de pompieri Iași au fost trimise la fața locului pentru a face față situației. Atunci când pompierii au ajuns la casa cuprinsă de flăcări, aceasta era deja într-o fază avansată de ardere. Incendiul afectase atât parterul cât și mansarda locuinței și se extinsese la un foișor. În ciuda condițiilor periculoase, cele trei persoane din casă au fost salvate la timp. În data de 17 octombrie la ora 23.54 de minute, dispeceratul Gratisus și a fost înștiințat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 despre producerea unui incendiu la o casă în localitatea Pietrăria, Comuna Bârnova. La locul incendiului au fost direcționate două autospeciale de intervenție și stingere din cadrul detașamentului 2 de pompieri Iași. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta generalizat la casă și la o anexă gospodărească. Din interiorul locuinței s-au autoevacuat trei persoane. Pentru gestionarea situației de urgență și stingerea incendiului au fost suplimentate forțele și mijloacele de intervenție, cu o auto specială de intervenție și stingere cu apă și spumă, o autoplatformă pentru salvări de la înălțime și o auto specială pentru transportul apei. După aproximativ 4 ore și 30 de minute Incendiul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime. Pentru gestionarea evenimentului, două echipaje de intervenție au asigurat măsurile de prevenire până la ora 6 și 30 de minute. În urma incendiului au ars acoperișul locuinței, diverse bunuri de mobilier și produse electrocasnice, diverse materiale textile din locuință și anexa gospodărească. După aproximativ 5 ore, pompierii au reușit să lichideze incendiul. Cu toate acestea, pagubele materiale au fost semnificative. Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al coșului de fum, care a fost amplasat necorespunzător față de materialele combustibile, susțin reprezentanții isuiași. Eforturile de intervenție au fost susținute și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Bârnova.